Bună seara, dragi copii! În seara asta vă voi prezenta povestea califului Barză. A fost odată un calif, adică un conducător musulman, pe nume Rashid, care trăia fericit până când, într-o zi, într-o după-amiază, califul Rashid se trezi din somn și își bău mulțumit cafeaua. În acest moment al zilei, el era mai blând și mai binevoitor. Tocmai de aceea, acesta era și momentul în care marele vizir Mansur îl vizita în fiecare zi. În ziua aceea, vizirul veni cu o figură gânditoare. Califul observă și îl întrebă care este motivul. Vizirul spuse că în fața palatului este un negustor cu lucruri minunate de vânzare, iar lui îi pare rău că nu are mai mulți bani. Auzind asta, califul trimise să fie adus negustorul, care sosi numai decât cu o mulțime de lucruri minunate de vânzare. Cumpără daruri pentru el, pentru vizirul Mansur și pentru soția acestuia. Sări apoi o cutie cu un praf negricios și o hârtie cu o scriere de neînțeles. Întrebată, negustorul spuse că le primise și el și că nu știa la ce folosesc. Le vându califului pe un preț mic și plecă. Califul trimise apoi după un om numit Selim cel Învățat. Acesta cercetă hârtia și descoperi că este scrisă în limba latină și traduse textul. Acesta spunea că cine dorea să se transforme în animal și să înțeleagă graiul animalelor, trebuia să tragă pe nas din praful negricios și să rostească un cuvânt vrăjit, mutabor. Când voia să revină la înfățișarea omenească, trebuia să se încline de 3 ori spre răsărit și să spună din nou acel cuvânt vrăjit, mutabor, mutabor. Trebuia să mai aibă grijă să nu râdă în timp ce avea înfățișare de animal, fiindcă ar fi uitat pe loc cuvântul fermecat și ar fi rămas cu chip de animal. Bucuros, califul îl răsplăti pe Selim, cel Învățat, și îi dădu drumul să plece. Îi spusese apoi vizirului că în dimineața următoare să vină la el. Voia să plece împreună pe câmp, să se transforme în animale și să asculte tot ce vorbesc animalele. Dimineața, califul și marele vizir porniră spre iaz. Văzând o berze, trase repede praful pe nas și strigară, mutabor, mutabor! Și ce să vezi? Minune! Pe loc se prefăcură în berze. Iar vizirul îl felicită pe califul Barză pentru înfățișarea sa frumoasă. Bucuroși, apoi se apropiară de cele 2 berze pe care le văzură mai înainte. Una se numea Picior Lung, iar cealaltă, Clămpănecioc. Aceasta din urmă voia să facă o repetiție pentru că urma să danseze în fața oaspeților tatălui ei. Și începu să facă niște mișcări atât de caragioase, încât califul Barză și marele lui vizir izbucniră în râs. Și au râs, au râs, au râs. Cei doi
și amintiră că nu o voie să râdă. Dar era prea târziu. Țineți minte, copii, ce i-a spus vizirului Selim cel învățat când a deșifrat hârtia? Că dacă în timpul vrăjii cei transformați râd, atunci vor uita îndată cuvântul Mutabor și rămân pe veci jivine. Și acum au râs. Au râs și au uitat cuvântul acela Mutabor. Și n-au mai putut să-și reia înfățișarea obișnuită, rămânând pentru totdeauna transformați în berze. Da, copii, în berze. Ei, oricât încercară ei, nu reușiră să-și amintească mult doritul cuvânt vrăjit. Se pare că Rashid era sortit să rămână califul barză pe vecie. Așadar, califul și însoțitorul său vizirul umblară necăjiți pe câmpie zile de-a rândul. Se hrăniră cu greu, numai cu poame, căci era scârbă de șopârle sau broaște. Zburară deseori deasupra Bagdadului și observară că în primele zile lumea fusese tristă și neliniștită. Apoi apăruse un stăpân nou al orașului, Misra. Misra cel rău. Da. Abia atunci înțelese califul Barză de ce i se întâmplase această nenorocire. Misra era fiul unui vrăjitor, Kaşnur, dușmanul său de moarte. Cei doi, califul și vizirul, își luară zborul spre Medina, spre mormântul profetului Mahomed, sperând că locul sfânt va împrăștia vraja. Către seară, cele două berze se opriră să se odihnească la ruinele unui castel părăsit. Auzind pe cineva suspinând, căutară până când ajunseră la o ușă, din spatele căreia se auzeau suspinele. Califul Barză împinse ușa cu ciocul și văzu pe podeaua odăii o buvniță care plângea. Totuși, când îi văzu și ea pe cei doi, izbucnind strigăte de bucurie, le ură bun venit cu glas omenesc și le spuse că i s-a prorocit că de la berze va avea o mare bucurie. Califul Barză încercă să o liniștească, povestindu-i tot ce li se întâmplase. Buvnița ascultă și spuse și ea povestea ei. Era fiica maharajahului Indiei și se numea Lusa, frumoasa Lusa. Același vrăjitor Kaşnur o transformase și pe ea în buvniță, fiindcă tatăl ei nu voise să-i o dea de soție lui Misra cel rău, fiul vrăjitorului. Îi spusese că nu va reveni la înfățișarea de om decât dacă cineva de bună voie ar fi cerut-o de soție sub înfățișarea de buvniță. Lusa spuse că știe cum și-ar putea găsi cu toții scăparea. Vrăjitorul și prietenii lui veneau odată pe lună în acel castel dărăpânat. Chefuiau și își povesteau faptele rele pe care le făcuse și poate că în timpul povestirii Kaşnur avea să rostească și cuvântul vrăjit uitat de cele două berze, nu? Califul Barză îi ceru prințesei să le spună unde se află sala în care petrece vrăjitorul cu prietenii săi.
Bufnița voia însă în schimb ca unul dintre ei să-i ceară mâna. Cele două berze ieșiră puțin afară să se sfătuiască. Rashid îl îndemnă pe vizir să ceară mâna bufniței. Acesta nu voi cu niciun chip, fiindu-i teamă de soția sa, și îi spuse califului să o ceară el, că e mai tânăr și e nensurat. Califul nu voia nici el, fiindcă nu era sigur deloc că prințesa este tânără și frumoasă, dar trebuie să cedeze totuși, fiindcă era limpede că vizirul vrea mai degrabă să rămână barză decât să se însoare cu bufnița. A stat mult pe gânduri califul, că nu-și dorea să se însoare pe necunoscute copii. Dar în cele din urmă, califul barză acceptă să o ia de soață pe bufniță. Ei, copii, chiar în noaptea aceea s-a nimerit să se adune vrăjitorul Kaşnur, fiul acestuia mizrace rău și prietenii acestora, ca să chefuiască și să-și depene fără de legile și mârșăviile făcute. După ce califul barză făcu cererea, merseră și ascultară ce se auzea din sala în care petrecăreții se adunaseră. Printr-o crăpătură de zid îl văzură pe negustorul care le vânduse praful. El povesti ce le făcuse califului și marului vizir, spunând și cuvântul mutabor printre altele. După ce negustorul rosti cuvântul vrăjit mutabor, ei, berzele o luară la goană fericite. Bufnița abia reuși să se țină după ei. Cei doi se întoarse spre răsărit, se înclinară de trei ori și rostiră cuvântul vrăjit, mutabor, mutabor, și pe loc se prefăcu din nou în oameni. Și când se întoarse spre bufniță, mare fu bucuria califului să vadă în locul ei o fată frumoasă, haine și podoabe de preț. Ei, ajunși înapoi la Bagdad, califul îl pedepsi aspru pe vrăjitor și pe fiul său. Kaşnur fu spânzurat în castelul ruinat, iar Mizra cel rău fu obligat să tragă pulberea cea fermecată pe nas, în timp ce califul rosti cuvântul vrăjit. Mizra se prefăcu în barză și fu închis într-o cușcă de fier. Cușca fu așezată în grădina palatului. Da, dragi copii, ei, califul și soția lui trăiră fericiți mulți ani. Când venea pe la ei marele vizir, își aminteau cu plăcere de vremea când erau bufniță, califul barză și vizirul barză. Povestea le plăcea și copiilor califului, mai ales că tatăl lor îl imita cu has pe marele vizir, cum pășea rar și clămpărea din cioc. Clump, clump, clump! Ei, asta a fost povestea califului Barză.
și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Și-am încălecat pe o căpșună și v-am spus, dragi copii, o mare și gogonată minciună. V-a plăcut? Da? Atunci, la revedere, copii, și fuguța la culcare.